Afară plouă, așa că o să filmăm chestiile legate de volan și scaun din interior. Reglare corectă a volanului și în adâncime și în înălțime. Un claxon interesant. Scaunul se reglează manual, foarte simplu. Ridică, are niște clapete pe lateral. Deci nimic ieșit din comun, oricum mi-am găsit poziția destul de ok. O parte din bord, în funcție de cum stai în scaun, cam stai cu piciorul drept lipit de bord. Dar, repede, depinde de fiecare. Unii s-ar putea să stea cu picioarele mai strânse și să nu atingă, însă eu, care de obicei stau mai relaxat la volan, cam ating cu piciorul drept de interiorul bordului în zona de desubt. Se observă că avem o formă aici destul de pronunțată, dar nu suficient ca să-mi facă probleme, adică să mă deranjeze, să consider că e ceva care mă deranjează cu adevărat. Vreau să spun câteva cuvinte despre bord, chiar dacă probabil celor de la Nissan nu o să le placă,
Nu sunt lucruri pe care le spun cu răutate, ci pur și simplu mie bordul îmi place și mi-a plăcut încă de când m-am instalat la volan prima dată. Însă am avut așa un sentiment de Hyundai. Adică, sigur, aștept să fiu contrazis dacă e cineva care vrea să mă contrazică. Volanul, pur și simplu, am avut impresia că sunt într-un Hyundai i20 din două motive. Datorită formei cu aceste părți vopsite, comenzile de pe volan și această culoare care e exact ca la Hyundai i20. Deci ăsta, când m-am urcat în mașină, am zis, da, ăsta e volan de i20. Și pe urmă, întreg materialul bordului, dar și forma consolei centrale, forma, deci nu pot să spun că seamănă, însă sentimentul m-a dus undeva, sigur, într-o clasă superioară, deci m-am gândit la Santa Fe și de câte ori conduc acest Qashqai, am câteva elemente care îmi amintesc de Hyundai. Respectiv zgomotul motorului, deci avem un motor foarte bine insonorizat, deși acum îl auziți, e lăsat special pornit ca să vă dați seama de nivelul de zgomot. Îl auzi motorul, știi că este un diesel, însă în momentul în care pornești, accelerezi și atunci în imediata zonă de accelerare, deci în prima etapă a accelerării, motorul se simte ușor că este diesel. Dar pe măsură ce te urci cu el în ture, te duci la 3000-3500 de rotații pe minut, o să vedeți la testele de dinamică, zgomotul motorului aproape că dispare, deci se estompează, devine foarte plăcut. Exact cum era la Hyundai Santa Fe, ăsta era sentimentul, adică o insonorizare bună. Mă întorc acum la ce începusem să spun despre faptul că am trei elemente care practic îmi dau impresia de câte ori, dacă n-aș vedea sigla Nissan, aș zice că sunt într-un Hyundai. E vorba și de ceasurile de bord cu acea formă, seamănă un pic, acest volan ca la i20, partea asta așa brutală și materialele, deci deja sunt 4, și dacă aș lua și zgomotul motorului care seamănă destul de mult, deci sunt multe elemente care mă fac să mă duc cu gândul la Hyundai. Sigur că Hyundai, așa ca poziționare, nu este o marcă de renumită ca Nissan, da? Însă modelele lor recente au arătat că se pot bate de la egal la egal cu oricine, inclusiv cu Volkswagen. Și atunci faptul că eu spun că am un sentiment de Hyundai în acest Nissan nu este tocmai un lucru rău. Deci asta e starea mea, a trebuit să o spun. Deci asta am simțit eu, poate greșesc, poate o să fie oameni care o să mă contrazică. În rest însă, dincolo de această, dacă vreți, senzație pe care o transmite interiorul, totul pare foarte original. Deci dacă le analizăm cu atenție, da, o să vedem că de fapt ăsta nu e un volan de Hyundai i20, o să vedem că această consolă centrală este complet diferită de cea de la Hyundai, ceasurile la fel sunt complet diferite, doar că sentimentul pe care l-am avut a fost acela de Hyundai. E un bord, zic eu, absolut spectaculos față de vechiul Qashqai. Deci vechiul Qashqai, care a fost o mașină pe care eu am apreciat-o într-un mod deosebit, și nu numai eu, foarte multă lume a cumpărat-o și a fost unul dintre SUV-urile de succes. A fost, așa cum am și spus eu la un moment dat și despre acest Qashqai, că din punctul meu de vedere este SUV-ul SUV-urilor. Este mașina care practic a pus pe tapet conceptul de SUV realmente la nivel de cumpărător. Deci cine vedea un Qashqai știa că este un SUV. Deci avem un bord foarte, foarte ok. Nu am avut probleme de ergonomie. Chiar am stat să mă gândesc la un moment dat dacă aș vrea să spun ceva rău despre bord sau să găsesc o chestie care să mă deranjeze. Nu am găsit. Este ok totul.
Bordul, deși sofisticat, așa cum ați văzut, cu multe opțiuni și complex, dacă vreți, totuși are relativ puține butoane, deci respectă tendințele. Nu este cel mai cel în materie de aceste tendințe, adică nu e cum avem la Peugeot, de exemplu, un display și două butoane pe tot bordul. Însă este ok, adică ai puține butoane, știi exact unde sunt, avem frână de parcare automată, deci nu mai avem o manetă. Nu știu exact, s-ar putea ca la versiunea 4x4 sau în funcție de nivelul de echipare să apară acea frână mecanică normală. În orice caz, la mașina în care ne aflăm noi, totul arată destul de modern, pentru că toți sunt la bord și ați văzut că avem foarte multe sisteme, inclusiv unele foarte spectaculoase. Trebuie să remarc că la nivelul acesta de echipare, nici nu știu cum se numește, habar n-am cum se numește nivelul de echipare, nu știu dacă au păstrat aceleași echipări ca la vechiul Qashqai, aceleași denumiri, însă la acest nivel de echipare, dacă trebuie să spun ceva mai puțin plăcut despre mașină, care nu este tocmai ieftină, costă în jur de 24.000 de euro, 23.000 și ceva de euro, o să vedeți prețul exact când apar filmele. Deci la acest nivel de echipare avem navigație, avem tot felul de nebunii, însă nu am văzut încălzire în scaune, ceea ce, mă rog, în opinia mea, ar fi fost poate mai importantă încălzirea în scaune decât unele funcții pe care le are această mașină, destul de extravagante. Deci asta ar fi singura chestiune pe care o pot spune mai puțin bună despre interiorul noului Qashqai. Îmi place și mă întorc acum la ce spuneam despre vechiul Qashqai. Vechiul Qashqai, deși era o mașină și a fost și este încă o mașină foarte interesantă și bună, fiabilă, marele lui minus pe toată durata de viață a fost interiorul. Avea un interior trist, auster, materiale slabe calitativ, adică nu puteai, era un bord comun. E, în modul, mă rog, în măsura în care pot spune asta, acum interiorul noului Qashqai este foarte spectaculos în acest segment al SUV-urilor. Sigur că e firesc pe undeva să fie așa, pentru că e ultimul model apărut și era normal să respecte tendințele în construcția de interioare. Deci foarte, foarte ok acest interior. Puține elemente am văzut înăuntru care să fie preluate de la alte modele. De exemplu, cred că butoanele de comandă a geamurilor electrice sunt, le mai vedem și pe Juke și pe alte modele Nissan. Mă refer la modele mai vechi. Acum sigur o să fie modele mai noi, cum e Note sau eu știu ce modele mai noi o să mai apară, care sigur o să regăsim în interiorul lor elemente pe care le vedem și aici. Dar din urmă, deci de la generațiile mai vechi de modele, nu prea am văzut prin interior decât chestii minore. Și una care nu-mi place, că acum i-am adus aminte de ea și nu vreau să scap din vedere, plafoniera. Probabil că s-a mai văzut și la alte filmări de interior pe care le-am făcut, dar vreau să o subliniez acum. Adică parcă aș fi vrut altceva la o mașină atât de sofisticată și cu un interior atât de spectaculos, să avem acea plafonieră caracteristică. Mă rog, cred că și la Logan e aceeași plafonieră, dacă stăm bine să ne gândim. Nu îmi place. Zona asta face notă discordantă cu interiorul realmente spectaculos pe care îl are acest Qashqai. Cam atât, așa am avut a spune în general despre bord. Nu a scos niciun fel de zgomote neplăcute, n-a avut greieraj, n-a avut nimic care să mă deranjeze. Sigur, când este soare afară, acest bord lucios și elementele cromate pe care le mai avem prin bord s-ar putea să deranjeze un pic, și de asemenea poziția
sistemului de navigație a display-ului este un pic afectată de soarele puternic, dar se vede destul de corect informația pe el. Așa arată telecomanda. Deci o cheie pliabilă. Observați și contactul. Este unul din lucrurile pe care eu ca șofer cred că le văd destul de rar, pentru că de obicei nu mă uit, nimeresc cu cheia, însă pe asta l-am văzut și mi-a amintit de Dacia 1300, așa arată ca la Dacia 1300. Cred că și la Logan arată mai bine contactul decât ăsta. Dar nu e o problemă pentru mine ca șofer care nu-l văd, dar probabil că un pasager care se va uita va fi dezamăgit puțin de cum arată contactul. De ce am făcut această remarcă răutăcioasă? Pentru că la prețul mașinii și la cât de frumos este interiorul, aș fi vrut să am un buton start-stop, probabil că există la alte versiuni de echipare, dar contactul ăsta n-avea ce să caute în această mașină în care ne aflăm noi acum. Din fericire, are poziție clasică de accesorii și contact și face, poate ați remarcat la ultimele teste Peugeot 308 și nu mai rețin pe la ce model, Toyota Corolla pare mi se, de câte ori opreai motorul se oprea și sistemul audio. Nu e cazul aici, deci aici avem într-adevăr un sistem care știe că motorul se oprește așa și îți rămân ceasurile și sistemul audio activ. Observați că avem niște ceasuri de bord noi cu un display central color de mari dimensiuni. De altfel o să vedeți că avem foarte multe funcții disponibile. O navigație foarte stufoasă prin meniuri, o să vă arăt imediat. Iată deci computerul de bord. O să facem o trecere rapidă prin el folosind butoanele de comandă aflate în stânga volanului, pe volan, busolă, traffic sign. Mașina este echipată și cu un sistem de recunoaștere a semnelor de circulație care funcționează foarte bine. Audio, observați și faptul că avem și DAB. Ne-am întors de unde am plecat. Acum o să trecem în setări să vedem cam tot ce oferă mașina. Lane este activare-dezactivare a sistemului de recunoaștere a benzilor. Deci avem și un asemenea sistem pe mașină, inclusiv un emergency brake, un sistem care te avertizează sonor când viteza cu care te apropii de un alt vehicul aflat în față este mai mare decât ar trebui și există posibilitatea unei coliziuni. L-am folosit de câteva ori, adică l-am văzut activ de câteva ori în anumite situații și este foarte util. O să încercăm să-l demonstrăm probabil din mers, pentru că semnalul sonor pe care îl emite te aduce rapid în stare de alertă și reacționezi cum trebuie, prin frânare, în așa fel încât este util și poți evita un accident. De aici se dezactivează, activează sistemul de recunoaștere a indicatoarelor, setări pentru senzorii de parcare.
controlul traiectoriei, deci acesta nu știu foarte multe lucruri despre el, dar bănuiesc că este ceea ce scrie acolo. Interesant că avem o setare normală pentru efortul la volan și una sport. Eu am mers până acum pe cea sport și mi s-a părut ok, o să încerc și pe cea normală și o să discutăm la testele de dinamică despre cum se simt ambele. Mergem mai departe. Aici bănuiesc că putem selecta ce să ne arate pe acest display informațional în meniul computerului de bord. Le-ați văzut pe toate, o să activăm și acest home și ce nu mai este activat și trip și o să vedem ulterior. Deci practic acum le avem pe toate activate. Aici se poate selecta culoarea mașinuței, o să o punem pe cea albă, cum este mașina noastră. Sistemul start-stop cu anumite informații despre cât CO2 am salvat în timpul cât sistemul a fost activ. EcoDrive report. Avem chestia asta. Welcome effect sunt activate. Deci cam ăsta a fost meniul setări, așa cum ați observat, destul de stufos. Undeva sub ceas observați că este un semn cu o mașinuță. Ăla este semnul pentru acel sistem emergency braking. Dacă activăm și sistemul de avertizare la părăsirea benzii de rulare, o să apară și el tot acolo. Acum o să navigăm prin meniu să vedem cam ce s-a schimbat. Da, observați că au apărut acele chestii pe care le activam. De aici putem seta și acest lane și îl vedeți cum a apărut acolo. Presiunile în pneuri fără avertizări și din nou ajungem la consumul mediu. Observați că treptele sunt, nu știu cum să le denumesc eu, cu curse medii, adică nu sunt nici foarte scurte, dar în niciun caz nu sunt lungi. Parcă mi-aș fi dorit o cutie mai, nu știu dacă termenul e precis, n-am ratat nicio treaptă cu ea, deci nu există, le-am nimerit întotdeauna. Însă, băi, așa am impresiată și introdusă în treaptă, observați că există un fel de joc la alte
La alte cutii de viteză nu prea vezi jocul ăsta. M-am mai plâns eu la vreo două modele chiar recent testate de acest sentiment. Deci o cutie în esență bună, dar mi-ar fi plăcut ca maneta să fie un pic mai... Deci observați, nici nu trebuie să mai explic, cred că se vede, da? Avem un, cum spun englezii, free play. Deci un fel de joc pe liber cam mare. Indiferent că ești cu maneta la punctul mort, observați cum se mișcă, sau în viteză. Și acest lucru, când pui mâna să schimbi viteza, simți că maneta nu... Deci se mișcă cu tot cu mână și îți dă o stare așa ciudată, mie cel puțin îmi dă. Altfel însă este corect, treptată, cu curse de asemenea, deci aș spune medii spre scurte cursele. Aștept cu interes să testez motorul 1.6 DCI, pentru că acest 1.5 deocamdată nu că mi se pare mic pentru Qashqai, însă vreau să-l văd la lucru pe cel de 1.6, eventual cu cutia de viteză automată, să vedem ce senzații ai. De ce spun asta? Pentru că având o mașină cu tracțiune față, cum este acest Qashqai, destul de înaltă, în momentul în care tragi de mașină mai tare, mergi pe viraje mai, mai puternic, cu viteză mai mare, mașina își arată limitele destul de ușor datorită gărzii la sol ridicate. Și practic mie unul cred că mai mult mi-ar plăcea o cutie de viteză automată pe ea, care ar schimba puțin feeling-ul mașinii. La acest Qashqai cu cutie manuală cu 1.5 și în modul cum este treptată cutia, faci destul de multe schimbări și în oraș, destul de multe, adică parcă un pic mai multe schimbări decât mi-aș fi dorit. Și eu cred că varianta inteligentă pentru cei care folosesc SUV-ul în oraș este în combinație cu o cutie de viteză automată. O așteptăm și o să o testăm și pe aceea și o să discutăm atunci despre ea. Să vedem rapid și ce oferă mașina în meniul sistemului audio și navigația, bineînțeles. Sigur, e foarte sofisticat, are o grămadă de lucruri, le aflați ușor din fișa de produs de pe site-ul Nissan. Să intrăm în setări. Audio. Sistem. Navigație. La info avem ceea ce se vede aici. Deci dacă vei conecta un smartphone, ai acces practic direct din acest ecran la, nu știu, la căutare online cu Google sau la Facebook. Posibil să existe și alte aplicații, nu cunosc foarte multe despre acest sistem. Mesaje din trafic și EcoScore-ul. Modul de noapte zi, harta, navigația o vom filma probabil separat să vedem și cum calculează și cum indică,
telefonie, radio, lista de posturi. Suntem pe DAB, de aceea posturile pot părea mai ciudate, nu toate emit digital. Observați, Apple devices via USB, players, stick, smartphone, deci conectare la extrem oferă acest sistem. Mai există un buton camera din care putem activa sau dezactiva liniile de ghidare. Deci în mare cam ăsta este sistemul. Pe radio observați FM, AM, DAB. Climatizarea automată nu mi-a pus probleme. Este de tipul cu două zone. Simplă, ușor de folosit. Are aceste caractere destul de mari și tot ce apare, deci ușor de văzut, că mai sunt mașini la care nici nu-ți dai seama, sunt liniuțele astea de mici sau scrisul mic și uneori nu îl vezi cum trebuie. Cam ce apare pe aici, iată. Așa arată bordul fără lumini de poziție aprinse, deci se observă că avem destul de multe display-uri aprinse cam tot timpul. Luminile de poziție. Undeva avem și o lumină ambientală, destul de interesantă. Ce să zic, îmi place bordul, e spectaculos. Nu seamănă cu nimic din ce am văzut până acum, ba pot să zic că e o evoluție a culorilor de la vechiul Qashqai, adică bord alb și restul cu roșu, ăsta portocaliu. Interesant, plăcut, destul de tare ca și culori și se observă mai ales pe navigație. Sigur că ai și mod de noapte pe care vi-l arăt acum, însă e destul de tare ca intensitate. Noroc că există în stânga un buton din care se pot selecta foarte multe niveluri de lumină. Aici este minimum. O să merg din nou la maxim pentru că acolo se vede cel mai bine când filmăm noapte. Și aceasta este poziția de maxim. Observați că deranjează în mod evident la ochi pe această poziție, așa că o să mai scad o. Asta e cea mai ok. Practic penultimul nivel este cel mai ok ca intensitate. Aproximativ toate comenzile sunt luminate, mai puțin comenzile pentru geamurile electrice spate și lateral dreapta față, unde avem tipic la Nissan luminat doar butonul șoferului. În rest toate sunt stinse, adică mă rog, nu există iluminare, ceea ce eu zic că e un minus, pentru că nu există lumină nici măcar la, ok, am înțeles că la șofer l-ați luminat doar pe cel al geamului șoferului, însă nu sunt luminate nici cele de la pasager măcar. Adică este așa, trebuie să mergi la ghici unde este butonul. Mă rog, probabil că nu e o mare problemă, dar asta pentru că vorbim de rafinament și cum ar trebui să arate o mașină. Îmi place că avem însă o indicare a luminilor clară. Observați lumini de poziție aprinse, fază scurtă, fază lungă, stopuri de ceață, sau, mă rog, ăsta arată mai degrabă faruri de ceață, dar avea o culoare dubioasă. Deci faruri și stop sau stopuri de ceață. În plus, mașina mai este echipată cu un sistem care funcționează doar pe auto, respectiv funcție de fază lungă automată, o vedeți acolo, a apărut cu A. Foarte utilă de altfel.
și luminile de avarie aici. Iată camera de luat vederi pentru mersul înapoi și senzorii de parcare, îi auziți, au și indicare, o să-i filmăm imediat. Acum este noapte și plouă, de aceea se vede destul de slab pe cameră, însă ziua camera am văzut-o, are o rezoluție impresionantă, e foarte ok.